Hei, te salut și bine ai revenit la acest experiment. Fii atent ce am pregătit pentru tine. Am pregătit acest pahar care reprezintă creierul omului. Am pregătit această Coca-Cola care reprezintă informația pe care oamenii o iau din surse media, din ziare, de la televizor, de la prieteni, de la șefi, de la colegi și așa mai departe. Și am pregătit această carafă cu apă care reprezintă informația pe care tu o iei de la persoanele care te inspiră. Bun, acum o să vorbim despre pahar. Mai greu o să vorbim despre creierul omului. Probabil ai înțeles și tu sau probabil ai auzit de expresia spălarea creierului. E, fii atent! Ce vreau să spun este că această spălare a creierului se împarte în două categorii. Ori îmbâxești creierul, ori îl limpezești. Acum nu știu în care virgulă categorie faci parte, însă am să-ți arăt ceea ce înseamnă spălarea creierului, adică îmbâxirea și limpezirea lui și mai exact am să aduc în realitate câteva acțiuni pe care oamenii le fac inconștient. Bun, deci acest pahar reprezintă creierul omului, iar această sursă, această Coca-Cola, reprezintă informațiile pe care oamenii le iau, fără voia lor, de la televizor, da? De la știri, de la emisiuni, din ziare, din reviste, de la colegi de muncă, de la șefi, de la prieteni și așa mai departe, da? Acestea sunt informațiile care vin în creierul unui om. Da? Practic, ele se stochează aici în subconștient. Ce vei face cu ele? Habar n-am. Ce fac oamenii cu aceste informații? Nu știu. Important este că tu să știi că s-ar putea ca aceste informații să te țină pe loc în momentul când vrei să faci ceva. Acestea sunt mult mai multe, da? Informațiile curg în permanență. La un moment dat, creierul omului este spălat, este îmbâxit de informații de care nu are nevoie. Ce se întâmplă la un moment dat este că orice om își dă seama că are un vis sau că avea visuri când era copil și încep să se ducă în direcția visurilor lor și întâlnesc oameni care au ceea ce ei își doresc și îi întreabă: cum ai obținut acel lucru și așa mai departe. Află că există cursuri de dezvoltare personală, află că există traininguri, seminarii, cărți de citit, audiobook-uri de ascultat și așa mai departe. Și toate aceste informații reprezintă această apă. Și la un moment dat, creierul preia informații. Ce s-a întâmplat? L-a limpezit un pic. Dar practic creierul este tot îmbâxit. Asta înseamnă că el a luat un pic contact cu această zonă de dezvoltare personală, însă totuși mintea omului a rămas îmbâxită. Și deși omul vrea să ajungă acolo unde el își dorește, da? De exemplu, întâlnește un om care este milionar și dorește și să devină milionar. Și îl întreabă pe acest om: tu cum ai obținut? Și omul acesta începe și dă informații. Mai exact, în funcție de cât este creierul de îmbâxit, atât de multe informații trebuie să vină ca să acopere, da? Și el primește informații. Primește. Bun, să ne imaginăm că a primit suficient de multe informații, astfel încât creierul omului a scos toate acele informații din subconștient și a preluat foarte multe informații de la alte persoane. Dar, mai exact, ce se întâmplă în momentul de față? Așa arată creierul unui om. Deci, practic, el tot a fost spălat, doar că de data aceasta a fost limpezit. Da? Însă omul se întoarce, în general, la job. Și colegii de muncă îi spun: bravo, mă, te-ai dus în secta aia. Ei nu-și dau seama că și ei la job sunt tot într-o sectă, dar nu contează. Și ascultă informațiile colegilor de la serviciu. Nu multe,
câteva. Ascultă de prietenii care nu au visuri sau de rude. Sau ascultă emisiuni TV, citesc reviste reality show, știri și multe alte informații inutile. Dar ideea e că doar puține, da, schimbă total creierul unui om și aceste informații s-ar putea să-l țină pe loc. Ei, în acest moment, ce are nevoie omul? Are nevoie de astfel de informații ca să poată să-și limpezească înapoi creierul. Da? Omul primește. Ei, întrebarea mea pentru tine este următoarea. De unde faci rost de această apă care să-ți limpezească creierul? De unde faci rost? Răspunde singur această întrebare. Dacă vrei să-ți dau eu câteva recomandări, pot să-ți dau. Din cărțile pe care urmează să le citești. Din audiobook-urile pe care urmează să le asculți. De la oamenii de calitate cu care tu vei sta de vorbă. De la oamenii cu care te înconjori și care te vor îndruma către acțiuni. De la cursuri, de la dezvoltare personală, de la seminarii, de la traininguri și multe alte informații care sunt foarte prețioase și care niciodată nu se găsesc la televizor sau într-un ziar. Îți spun aceste lucruri fiindcă este important ca tu să asculți zilnic traininguri, audiobook-uri, să citești zilnic. Este foarte important pentru creierul uman să primească aceste informații, fiindcă aceste informații sunt prețioase și sunt la îndemâna oricui. Tocmai de aceea îți recomand să faci tot ce ține de tine și să vii la cât mai multe traininguri. Indiferent cât de scumpe ar fi unele traininguri, important este să participi la ele, fiindcă ai văzut ce fac. Te salvează. Asta fac. Chiar dacă un training costă 1000 de euro, întrebarea este, merit eu să am creierul limpezit cu doar 1000 de euro? Da? Ai înțeles ideea? Și tot ce-ți doresc este să treci la acțiune și să fii atent la de unde ții informațiile și ce cărți și audiobook-uri asculți. Pa, pa!